locul meu din 2014-2015 nu avea cum să dispară deodată. Nu am câștigat doar un turneu și să zic că a fost întâmplare, au fost aproape 3 ani acolo sus și am câștigând turnee. Știam că o să recapăt încrederea și o să am un joc solid din nou. Am așteptat, am muncit zi de zi și am crezut că o să-mi revin. Și mi-am revenit, astăzi am câștigat un turneu foarte important. Simona, la alte meciuri, când aveai o problemă, când te enervai, nu-ți mai ieșea nimic. Ce s-a întâmplat anul ăsta la Madrid? Nervii au fost în direcția pozitivă. Da, întotdeauna sunt nervoasă pe teren, sunt nervi negativi, nervi pozitivi. Acum, o săptămână aceasta, totul s-a transformat într-o poziție pozitivă. Mi-a mers totul, am avut încredere și m-am simțit foarte bine pe teren. Nu pot să descriu în cuvinte ceea ce a fost. A fost un sentiment plăcut și un turneu minunat. A ajuns la 12. Da. Ai egalat-o pe Virginia Ruzici și ești jucătoarea, da, sunteți amândouă cu cele mai multe trofee, cu jucătoare de româncă. Nu am Grand Slam. Așa. Sper al 13-lea să fie un Grand Slam, totuși 13 numărul meu norocos. Nu vreau să mă gândesc la asta, acum sunt și super fericită și poate mă gândesc la chestii mult prea mari, dar sunt liniștită, vreau să joc săptămâna viitoare la fel ca aici. Nu contează ce voi face în continuare, contează doar să am același sentiment când intru pe teren. Nadia, s-a spus, acum e al tău, atât de mult ți-l doreai? Foarte mult mi-l doream, mai ales că este la turneul ăsta, mă repet. A fost un moment frumos pe teren și mă bucur mult că am avut ocazia să-l țin în mâna mea. Dintre toate turneele, ăsta e cel mai frumos? Da, din punctul meu de vedere. Sunt și subiectivă, dar din punctul meu de vedere este cel mai bun. Nu, dar câștigat. Turneu. Mă refeream dintre toate trofeele tale câștigate. A, da, sigur. E cel mai frumos și cel mai special. Și cel mai convingător câștigat? Ai foarte multe seturi. Da, cel mai, da, cel mai, cum să zic... Am simțit că l-am câștigat 100%, adică dominat. Cu jocul meu, da, dominat. Nu am primit nimic cadou sau nu am primit nimic ușor. Mi-am făcut treaba și a mers bine. Și mai ușor de ridicat decât cel de la Indian Wells. Exact. Da, da, n-am putut să ridic. Dar are diamante și aur, știi? Că știam, așa. Și urmează un diamant pentru tine? Îți faci cadou? Doar unul.